Bună tuturor! Mă bucur să fiu live astăzi alături de voi. În această dată, în premieră pentru mine, sunt în direct atât pe Facebook cât și pe Instagram, așa că o să mă uit când într-un într telefon când în altul. Ca noroc că nu mi-am aruncat telefonul vechi și e foarte, foarte util în acest moment. Am pregătit astăzi o cutie, o cutie cu cadouri sănătoase pentru cei dragi. Bineînțeles, am pregătit aici mai multe, mai multe cadouri, mai multe produse și o să vă spun rapid, nu o să vă țin mult câte ceva despre fiecare dintre ele, ca să vă puteți face o idee ce puteți dărui celor dragi. O să încep cu Preferatul meu din această perioadă, ceaiul. Ceaiul din uh, boboci floral din aloe vera cu uh, portocală, ghimbir, scorțișoară, fenicul, mușețel și multe alte plante care eu una nu le mai rețin. Dar ce știu e că e foarte delicios, foarte bun și cu multe beneficii pentru cei care au o digestie mai lentă pentru cei care vor să elimine apa din organism, pentru cei care vor să aibă parte de o seară relaxantă cu un ceai foarte delicios și în perioada asta vă ajută să vă uh, să preveniți răcelile, să vă mențineți uh, sănătoși. Așa, pentru cei dragi care vreți să-i mențineți sănătoși, acest, acest ceai e foarte fine. Uh, tot pe partea de relaxare vă recomand pentru cei dragi uh, care, pe care știți că au dureri dese de picioare, de spate. Poate doriți să aibă o seară relaxantă, să fie să ajungă acasă și să se relaxeze împreună cu acest ceai. Această combinație e pentru cei care își doresc o seară relaxantă, un masaj la picioare sau la spate, depinde de durerea unde e. Și acest ceai și e o seară relaxantă foarte faină. Urmează o cremă foarte hidratantă pentru față, mâini, corp, pentru între corpul, din cap până în picioare. Uh, conține elagen, o, elage, uh, așa, elagen, colagen, scuze, colagen și elastină. Vreau să zic și una și alta în același timp. Uh, așa și e foarte hidratantă, iarăși uh, pentru mămicile, viitoarele mămici, uh, puteți să o... Dați cu mare drag cadou, le va hidrata constant pielea și nu vor fi așa de predispuse la vergeturi ca și în mod normal. Ce mai puteți să dăruiți cadou este o cremă cu o concentrație foarte mare de aloe vera. Și această cremă e pentru cei care le place să trăiască extrem, să zic așa, care sunt veșnic zgriați, veșnic cu o mică arsură, veșnic cu o mică zgrietură sau lovitură. Uh, și acest, această cremă le, le e de mare ajutor că imediat dă cu crema pe arsură, pe zgrietură, pe ciofi. Și ajută foarte mult, iar în combinație cu acest spray, acesta este pachetul pentru cei care sunt neîndemânați și le place să trăiască puțin mai extrem, deoarece este o trusă de prim ajutor, să zic așa, spray dezinfectează, este cu mare concentrație de aloe vera și peste 11 plante medicinale, așa că ajută mult la dezinfectat. Și să nu mai zic acest spray, continui cu el, e practic Înlocuiește foarte multe produse din casa voastră, dacă aveți, dacă cunoașteți pe cineva care se plânge de mătreață, acest spray. Dureri în gât foarte mult acest spray. Iarăși, dacă au copii mici și au acea scoarță pe pielea capului, iarăși, acest spray e de mare, mare ajutor. Tot așa, pentru zgârieturi, arsuri, vara pentru înțepături de țânțar și acum iarna, cum am zis, în foarte multe cazuri e de mare, mare ajutor. Ce mai am aici? A, dacă aveți să dați cadou unor copilași, aceste bombonele așa, sunt pe bază de, cu, cu vitamina C și pe un pat de tărâțe. Fetița mea le mănâncă ca pe bomboane, practic astea sunt pentru ea bombonele. Și mă liniștește faptul că își ia doza de vitamina C, doza de vitamină și știu că are o imunitate mult mai crescută și îmi place foarte mult să să îi dau ori de câte ori îmi cere. Sunt foarte ușor de consumat și pentru copii cât și pentru adulți și fiind pe pat de tărâțe, sistemul le asimilează mult mai repede. Adică asimilează acea vitamina C din ele, deoarece um, stomacul digere mult, mult mai greu uh, bobițele acelea de, de trățe de ovăz și atunci vitamina C are timp să se asimileze în corp și nu trece ca, apa, ca gâsca prin apă la prin corpul nostru, cum fac majoritatea uh, alte, altor vitamina C care se găsesc și tocmai de aceea eu Mă bucur tare mult că le-am găsit și știu sigur că atât corpul meu cât și a micuței își ia doza de vitamina C de care are nevoie și, bineînțeles, după aia se elimine, dar continuăm să mâncăm, că sunt bune la gust. Dacă aveți, nu știu, bunicuțe sau chiar și momicile care sunt, sau viitoarele momici calciu. Eu când am fost însărcinată am luat calciu, nu din acesta pentru că nu-l cunoșteam atunci, dar sunt convinsă că dacă o să mai fiu însărcinată o să iau acest calciu pentru că este natural. Știu sigur că corpul meu își va lua doza de calciu de care are nevoie, ba mai mult de atât, de o perioadă de câteva luni, i-am luat și bunicii mele și la maica mea și feedback-ul lor a fost foarte bun, foarte pozitiv, că se simt mult mai bine de la el și le ajută tare, tare mult. Așa că, dacă aveți o bunicuță care are nevoie de un plus de calciu, acestea sunt cele mai potrivite pentru ea și, bineînțeles, poate și o cremă pentru, pentru dureri de picioare. Uh, mai am aici cel mai Micuț cadou, dar și cel mai de folos în perioada asta. Chiar dacă avem tot timpul masca pe față, frigul tot trece pe sub și buzele noastre tot devin uscate și de multe ori se crapă și așa mai departe. Acest strugurel foarte, foarte hidratant vine în ajutorul nostru de la mic la mare. Micuța mea se dă cu el. Și zice că face și ea ca și mami, se dă cu ruș. Uh, Și chiar, chiar e foarte fain. E cu aloe vera și ulei din jojoba. Nu știu dacă se vede, că scrie micuț. Dar uh, eu, eu sunt foarte mulțumită de el și are mai multe întrebuiințări. Adică chiar și dacă, să zicem, vă zgâreați rapid, nu aveți uh, aloe gel sau fărți la îndemână, puneți acest strugurel. Dar ce conține aloe vera și ajută foarte mult pe moment, adică ca și de prim ajutor. Uh, mai am aici o cremă. Practic este un exfoliant. Așa. Aloe scrub. Forever scrub. Uh, ce pot să zic? decât că curăță fața și pielea în general se poate folosi pe întreaga piele, pe întreg corpul. E foarte fain, lasă pielea atât de curată și fină, nu vă puteți imagina decât până când nu încercați. Și dacă, dacă știți că aveți să faceți cadou cu cuiva care îi place să aibă pielea tot timpul curată, un ten îngrijit, curat. Această cremă e cea mai potrivită. O sigur să vă mulțumească de o mie de ori mai abit, mult decât pentru, nu știu, pentru o cană sau pentru un fular. ce se fac ca de de regulă. Această cremă sigur o să fie pe placul lor și o să le placă foarte, foarte mult, deoarece o să le lase pielea atât de catifelată și fine și o să le placă atât de mult tenul lor, încât o să vă mulțumesc și sigur o să vă întrebe de unde ai luat-o că mai vreau. Cam atât au fost astăzi sugestiile mele de cadou. Stați pe aproape că mai vin. De asemenea, urmăriți și profilul meu că Maria o să-ți răspundă imediat cât costă vitaminele. Și mulțumesc că o să revin la tine. Ce am vrut să zic, urmăriți profilul meu, o să vă mai dau acolo mai multe idei de, de cadori pentru cei dragi și mulțumesc pentru atenție, sper că nu v-am plictisit prea mult. Eu vă las și vă doresc o seară minunată în continuare, să ne auzim cu bine și alegeți un cadou sănătos în anul acesta pentru cei dragi, deoarece sănătate e cea mai importantă și cu toții ne dorim să avem familia și pe cei dragi cât mai sănătoși. Vă pup și o seară frumoasă să aveți!